Numai puțin de 168 de intervenții și misiuni au avut pompierii hunedoreni în weekendul ce tocmai s-a încheiat. Cele mai multe au fost solicitările pentru echipajele SMURD, însă militarii au luptat și cu incendiile de vegetație. În 3 zile, aceștia au stins 14 incendii de vegetație uscată, în urma cărora au fost cuprinse de flăcări în total 45 de hectare de teren. În zilele de 22, 23 și 24 martie, pompierii militari din cadrul ISU Hunedoara au desfășurat 168 de misiuni și intervenții, majoritatea constând în gestionarea optimă a situațiilor de urgență și în acordarea primului ajutor medical calificat. Echipajele SMURD au răspuns la 123 de solicitări. În aceste 3 zile, pompierii militari au intervenit și pentru stingerea 14 incendii de vegetație uscată, în urma cărora au fost cuprinse de flăcări în total 45 de hectare de teren. Sâmbătă, la orele prânzului, pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea a 2 incendii de pădure. În localitatea Groș, pe o suprafață de aproximativ 10 hectare, au ars litieră de pădure de stejar, sub arboret și arbore tânăr. Sursa probabilă de aprindere a fost flacără deschisă. În urma celui de-al doilea incendiu produs în localitatea Bulzeștii de Sus, au ars 2 hectare de litieră de pădure. Sursa probabilă de aprindere fiind jar sau scântei. În această perioadă, pompierii au participat la 11 acțiuni în sprijinul Serviciului de Ambulanță Județean, dar și la asigurarea măsurilor PSI în cazul a 4 accidente rutiere, fără victime încarcerate.